președinte vrea să fie prezidențiale, o să avem prezidențiale. Că dânsul tot ce spune este pentru că Dragnea. Pentru că Dragnea, pentru că Dragnea. Niciodată pentru că eu am făcut niște lucruri, pentru că eu am ieșit să spun și să susțin abuzurile, pentru că eu atunci când am fost întrebat de abuzuri am spus nu știu și nu mă interesează, pentru că eu am dat semnale că susțin violențele, pentru că eu am susținut că înjurăturile de birjar sunt de fapt libertate de exprimare, niciodată nu e pentru că eu, adică dânsul. Întotdeauna este pentru că Dragnea. Și într-adevăr așa este, faptul că nu este pedepsit pentru încălcarea Constituției și pentru încălcarea tuturor regulilor creează un precedent care se va răsturna peste ani pe principiul, pe dacă el l-a putut face, eu de ce nu pot să fac asta? Și cred că creează un precedent extrem de periculos pentru România.